Un nou challenge am pregătit pentru voi, un challenge alb, negru. Așa că rămâneți aproape să vedeți unde vom face cumpărături. Va fi o provocare în altă țară. Suntem în Ungaria. La distracție. Alb, negru sau colorat? Rămâneți până la final să vedeți cine va câștiga acest challenge. Pentru a începe challenge-ul, prima oprire este la un supermarket de unde vom cumpăra alimente în culorile alb și negru. Și nu numai! Aici, în Ungaria. Am ajuns la hipermarket. Eu, Teodora și Bri vom forma echipa colorată. Ei puteți ne luăm mai multe lucruri. Iar eu cu Mara și cu Ari suntem echipa alb-negru. Atenție, chiar dacă televizoarele color au și alb-negru, voi nu veți avea voie să luați obiecte în culorile alb-negru, dar nici gri. Dar nici voi n-aveți voie nici măcar o culoare. E clar, noi vom lua doar obiecte alb-negru și gri, pentru că griul este un amestec de alb și negru. Da. Wow, aici lucrurile de Halloween sunt în alb și negru. Și au și 46 de zicere. Fiecare are costul lui pentru culorile. Fiecare echipă. Și eu sunt atât de încântată. Uitați-vă câte lucruri. Aceasta e neagră, are un pic de gri. E perfectă pentru echipa noastră. Echipa. Teodora, nu poți să te legi de orice. Eu vreau aceste dulciuri. Pe asta o și iau, o pun în coș. E colorată, nu? Vreau patru din astea, vreau patru din astea. Sunt colorate. Furicu, I put a spell on you. Adică arunc o vrajă către tine. Am și castron și am mai găsit ceva. Căni cu pânză de păianjen. Alb, negru. Dar n-a trecut Halloween-ul, mami. Eu am găsit o pereche de slab negri, 42. Un pic. Chiar dacă a trecut Halloween-ul, sunt cu 40% reducere, tocmai de aceea că a trecut. Și pernele acestea le aduc. Și vreau perna aceasta neagră și cu puțin alb și aceea. O pisică. Colorat. Și două din acestea. Abia aștept să-mi amenajez camera de Halloween, chiar dacă sărbătoarea a trecut. Putem ține Halloween-ul când vrem noi. Dacă Ari face parte din echipa noastră, o punem în coș. În coșul nostru. Nu că am fi cumpărat o Ariana albă, ci pur și simplu trebuie să stea cu noi, pentru că e îmbrăcată în alb ca și noi. Mami, ai luat prea multe. Ar trebui să stabilim un buget. Nu, nu, la numărul de lucruri. Și adună cele mai multe. Da, 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 la numărul de lucruri e competiția. Eu le iau multe și ieftine toate, pentru că, ți-am spus, lucrurile mele de Halloween au 40% reducere. Și noi trebuie să cumpărăm cu reducere. Haide, Teo, haide, Bri. Am luat și noi. Acestea sunt pentru mine și acestea pentru Bri. Mami, mami, ce, ce mai ne port eu la papuci, la Adidas? Nu știu, pe probate, Bri. Acestea sunt 28-29, cred că fin. Colorați. Rozii colorat. Ne mai gândim. Sper să ne accepte și să nu zică fetele ceva. Pentru Ari. Pentru Ari nu luăm noi. O să cumpere ele pentru Ari. Noi luăm doar pentru noi. Wow, ce căciulă colorată! Aceasta este potrivită pentru challenge-ul nostru. Ia să o probez. Ce faină e! Teo e fascinată de căciuli și le-a luat pe toate. Chiar dacă a găsit așa curcubeică, garantat ce-o va dori. Dar ce n-a văzut Teo? Este această bentiță la fel de colorată. Dacă n-aș fi în echipa al negru, sigur mi-aș lua-o. Cred că se poate pune și la gât. Avem și albă. Aceasta este alb negru și are și gri. O luăm noi. O vrei tu, Mara? Îl are și pe Michi. Să vedem cum o vine. Ce faci, Mara? Ce ziceți? Vă place? Dacă da, dați un like. Care? Care, mami? Ce s-a întâmplat? De ce țipă Bri? Am găsit ceva pentru Bri. Place? Da. Mi-am luat un ghiozdan și paleta de machiaj care mi-a luat-o Teo. Să se joace mai mult cu ea. Să luăm cât mai multe lucruri colorate. Noi trebuie să câștigăm. Cu Bri lui Gabi. Aceasta merge pentru vremea. Aceasta. Mi-am luat și o căciulă, tati. Ia. Unghi. Așa, sunt colorate, nu? Și aceasta e frumoasă și e tot în nuanțele noastre. Una pentru Mara, una pentru mine. Și să nu mai spunem de ce-s fular. Wow!
E atât de frumos, dar luăm doar unul. Sunt atât de frumoase, nu înțeleg de ce diferă. Etichetele sunt diferite, aici e gri și aici e negru. Care-i treaba? O fi mărimea? Costă 15 euro. E cam mult, mami, 15 euro. Dar nu știm de fapt cât este în banii lor. 4.590. Îl iau pe acesta. Și, 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 dacă tot am luat bentiță cu Mickey, iau și eu eșarpă cu Mickey. Văd că Mickey e de cele mai multe ori în alb și negru. Exact! Aici, în magazinul acesta. Va fi două? Nu, e doar una. În coș cu ea. Aia. Are zis și eu. Și eu. Te-ai făcut genele, o vreau. Cu clipici de ea. Priviți ce frumoase sunt acestea. Fix în alb și negru și gri pentru Ari. Numai că nu sunt mărimea ei. Și sunt și la 50% reducere. Poate găsi mărimea ei totuși. Odulatorul de gene și în culoarea noastră. E gri. 6 luni, 6, 9 luni, 9, 2, 9, 12. Mama. Wow, uite ce păscuță are. Toate culorile noastre. Ha, ce frumos! Ce de păr! Și bineînțeles că am mai găsit un strugurel de buze pentru copii. Strugurel. Mi-am luat unghii pentru copii. Și da, Tudor vine cu noi. Tudor ne ajută! Vino, Tudor! Hai, Tudor ne tot găsește lucruri cu tubeu pe aici. Aceasta este o gentuță. E foarte faină. Și eu chiar o vreau. Să se adune cât mai multe lucruri colorate. Uitați ce mi-am luat. Eu un puf de păr l-am luat pentru Mara. Pentru că eu sunt bună cu ea. Și poate ne ajută și ele. Da, da, da. Fetelor, trebuie să fie o competiție. Noi nu trebuie să le ajutăm pe ele. Avem dar... cât mai multe chestii. A, chiar dacă luăm pentru ele. Da. Dar aș zice să luăm pentru noi mai bine, că ele nu cumpără pentru noi. Da. Hai. O să vină zână, ne-am atează, să le luăm pe cinci. Uite, vezi? Și Mara m-a ajutat. Deci suntem kit. Mulțumesc, Tudor, pentru pufuri. Da. Tati, colorat. Iată, am găsit un training perfect pentru Ariana. E gri. Ce? E 9-12 luni. Eu chiar am crezut că-i bine. O iau mai bine pe aceasta. Aceasta e cam stricată. Am o mască care vestim ea. Ari, vrei brum brum? Sunt colorate, nu Ari? Hai asta roz. Așa, vede. Ușor. Și brum brum, brum brum. Cred că trebuie să poate de aici și îl punem aici la spate, să nu cadă. La, 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 la. Wow, Gric, dar voi găsiți o grămadă de lucruri colorate. Vezi, mami, suntem norocoase. Hai, frugurași, că e să-l vedem. Uite, machiaj! Wow! Eu mi-am luat niște pufuri pentru că mi le-a găsit Tudor. Eu vreau aceste acadele. Uite-te! Wow! Oh, sunt acele. Briara! Am găsit ceva alb pentru Harry de Crăciun. E atât de frumos și e mărimea ei. Eu... Nu, nu, nu. Ce? Era alb! Pe partea pe care l-am văzut eu e alb. Da, sigur. Nu ai voie. Prefer să mă depunctați, dar să iau Arianei acest compleu atât de frumos. Nu vrem să pierdem mami vreun punct. Deci nu le luăm. Bine. Wow, Ari, nu pot să-l iei, că e verde. Dar am găsit eu ceva foarte frumos pentru tine. Îl punem în coș. Am găsit costume de Halloween, spun ei, cu 50% reducere. De fapt, cred că sunt până la 50% reducere, deoarece acesta a costat 9.000 și acum e 6.000 de forints. Le luăm? Sunt colorate. Aceasta e cu mov. Aceasta e cu roz. Sunt destul de complexe. Le putem lua să le aveți pentru anul viitor. Voi decideți. Aceasta da. E echipa voastră. Da. Să ne uităm la mărimi, să luăm mărimile de la anul. Colorat. Eu l-aș vrea. Ăsta. Last Lightyear. Și sunt la reducere. Acesta, chiar dacă e 3-4, cred că e bine, Brianei. Are și ceva în spate. Da. Și? Wow, se scoate. Ne mai gândim. Colorat. Tu, 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 tu. Teo, Teo, am găsit ceva. Wow, Wonder Woman. E colorată, e minunată. O luăm. În coș. Se adună, se adună cât mai mult de lucruri colorate. Noi vom câștiga. Da, sigur. Bate. Mara, crezi că nu mai găsesc haine colorate? Privește câte cămăși frumoase sunt aici! Și sunt la reducere pentru că a trecut începutul școlii. 2500 de forinți o astfel de cămașă, eu zic că e un preț bun. 2500 de forinți înseamnă fix 30,48 de bani. 30 de lei o cămașă? Wow, să luăm mai multe! Asta cred că-ți vine ție, ia să vedem. 13-14, am dreptate! Oare stă bine? Scrieți voi în comentarii.
Eu zic că este bine. Hai să vedem ce mai găsim mărimea ta. Vă rog frumos să dați un mare like dacă vă place cămașa mea. Și dacă voi credeți că este bine mare în ea. 30 de lei o cămașă. Abia aștept să găsesc și pentru celelalte. Ce dacă nu sunt la noi în echipă? Trebuie să adunăm cât mai multe puncte și să-l învingem. Și eu la pentru noi. Da, cât au luat? Un elastic de păr. Pus eu niște haine pentru are la ei în coș. Erau colorate și pe noi ne depunctau. Haidele acelea cu care ai vrut tu să-i păcălești. Am încercat, dacă n-a mers. Prietene! Și inele cu prietene. Vrei, vrea niște inele așa colorate, cu floricele. Nu aici, la noi. Am luat trei mai plin. Ele au numai două chestii, trei. Dar pernele le scot în evidență coșul. Noi avem coș plin cu lucruri mici. Ha, ha, ha. Poate să ia la volum, nu la numărul de obiecte. Nu, nu, la numărul de obiecte. Am găsit și o perie cu oglindă colorată. Ta-da-da. Mică, mică. O ducem în coș. Niște pixuri colorate. Ce le-aș vrea? Put? Doar dacă ai nevoie de ele. Am nevoie să scriu la școală cu ele. Au și radieră, asta îmi place de ele. În coș cu ele. Acesta e gri, nu-i așa? Alb cu gri. Bine, mami, te lăsăm să iei. Dar e gri! E maro! Nu, nu e nici maro, e o nuanță de gri. Voi ce ziceți? Scrie repede în comentarii, e gri sau maro? Eu zic că e gri. Hai să găsim un alt gri să vedeți cât de mult se aseamănă. Uite, mami, gri, gri. Asta e gri deschis, îmi trebuie un gri închis. Uite, gri aici, vezi, seamănă. Mami, eu te las costumaș. Nu știu ce spuneți voi, dar mie mi se pare că e gri, așa că-l iau. Bine, putem să-i luăm Arian. Dar în coș la noi, dacă vrei să-i luăm. A, păi nu, că uite cât alb are. E pentru noi. E mai mult maro. E mai mult gri cu alb. Clara, nu e așa că e gri? Zida. Nu. Da. Nu, e gri. Nu e gri. Bine, puneți-l la voi în coș. Uite. Noi ne facem cu lucruri și câștigăm și competiția. Uite. Nu o să câștigăm, mami. De ce? Pentru că o să meargă la coșul ei de colorate. Deci e colorat. Și punctul se pune la ei. Chiar dacă produsul e al nostru. Păi da, dar noi luăm produse să umplem coșul nostru. Și avem produse și de ale noastre în coșul lor. Adunăm și mai multe produse, ieșind de două ori câștig. Odată câștigăm competiția, că avem multe produse gri, alb, negru. Și odată câștigăm produsele, pentru că sunt ale noastre. Cum zici tu? Eu am găsit un ghiozdanel pentru Ari. Wow! Asta am găsit eu, un ghiozdanel cu machiaje. Mergem să-l punem în coș. Aici e locul lui. Mai multe puncte și umplem și coșul. E plin! Wow! 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 Îmi plac foarte mult lucrurile din coș. Uitați că... Wow! Wow! Noi vom câștiga! Bate! Bate! Vreau un cadou foarte fain pentru tine. Îți place? Da! Cu Gabi! Wow! Sunt frumoase, le luăm, sunt colorate. Are toate seturile aproape cu Gabi, așa, sticle. Aceasta nu are și are și aici, nu are bric. Eu i-am luat lui Teo și un puf, pentru că e foarte drăguț și e bucureu. Wow! Elastic, așa îmi place. Wow, e atât de frumos și e alb. La acesta nu aveți ce comenta. Numai mărimea s-o găsesc. E cu roz eticheta de 18-24. Acesta e. Uitați-l cât e de finuț. Și e alb. Punctul merge la noi. Acum o să luăm și alimente, cremă de brânză. Părăm colorate. Am pus eu 4. De aici. Acesta, cu multe dulciuri. E colorat. Ce, vă luați o grămadă de ciocolată? Ciocolata e maro, aproape neagră. Deci eu trebuie să găsesc suc din acela negru, apă cu întuneric. Oare unde ori avea? La băuturi, mami, la băuturi. Hai la băuturi. Sune. E colorată, nu? Mami, mami, brânză cu mucegaie, alb cu negru, preferata noastră. De ce luăm? Ia două, Mara, ia două. Sper să nu comenteze că se cheamă blue cheese, adică brânză albastră, pentru că mucegaiul bate în albastru, dar e clar negru. Ia priviți. Negru-gri. Să căutăm apa cu întuneric. Am luat și cereale. Sunt maro. Colorate. Da. Uitați, portocaliu, maro. Portocaliu, verde, roșu, mai multe culori.
Mami, la ce te uiți? Că nu e alb și negru. Nu la culoare mă uitam, ci la dimensiuni. N-am mai văzut în viața mea un cârnat atât de mare. Bă, da, mami, caldaboșul e mai mare de atât. Da, dar l-ai făcut în casă, nu se găsește la magazin. Ketchup, roșu. Am găsit foarte multe lucruri interesante. Dar dacă le vrem, trebuie să ne scădem câte un punct. Eu pot să iau acestea pentru că au cremă albă. De fapt, pe din afară sunt albi cu negru, deci putem să le luăm. Cu zeură, cu cireșe, cu calise, colorat. Deci la noi? Nu. Ele sunt de fapt negre cu alb. Ia priviți, napolitane negre cu cremă albă. De banane, banana e albă pe interior. Scrieți voi în comentarii. Wow, așa ceva n-am văzut. Pișcoturi de la Manor. Cine le ia? Pentru că degustat trebuie să le luăm. Le luăm noi. Punctul merge la noi. Colorat! Și ăsta, pentru că e colorat. Am apă în gură, eu le-aș vrea. Să-l întrebăm mai bine pe tati. Tati! Colorat. Două puncte. Avem destule puncte. Privește aceste napolitane albe cu caramel sărat. Nu le-am mai văzut până acum. Biscuiți sănătoși cu ciocolată. Văd că fetele nu se pot abține. Cumpără dulciuri colorate. Așa că punctele vor merge la noi. Am mai găsit ceva. Fii aici. Praf de ciocolată neagră pentru ciocolată cu lapte. Acum aș mânca, numai că nu am lapte. Și n-am adus o călge. Mara, putem lua și lapte, că laptele e alb. Și numai bine ne facem noi ciocolată cu lapte. Sau ciocolată caldă. Acestea merg încă, sunt colorate. Sunt niște păpuși Santoro care se colecționează. E pentru mine, e pentru mine. Uite ce am mai găsit eu. Țineți minte aceste cartonașe pe care vi le-am arătat? Ia uitați, aici sunt niște coliere care se pun aceste cartonașe. Deci merg în coș, nu la ei, la noi. Am luat tigăi, sunt negre. Și priviți câte am luat. Set de 2, plus mâner. Set de 3, plus mâner. Capac, unul singur. O singură tigaie are dimensiunea asta. De fapt, 2 și aceasta de aici. Aș putea să mai iau un capac. Numai dacă gătești la ambele în același timp. Și mi-am mai luat o tavă de 20 de centimetri. Pentru atunci când voi face aluat pentru tort, le voi pune la cuptor, ca să fie 2 în același timp. Am găsit apa cu întuneric. E neagră, ia priviți. Hai să pune. Hai. Am mai găsit o băutură neagră, o iau și pe aceasta și am găsit băutura mea preferată cu cireșe. E neagră. Și gata, cumpărăturile au fost făcute. Mergem să le ducem la mașină. Iar apoi mergem spre Budapesta. Dar nu o să ajungem până la Budapesta. Am plătit, ajungem acasă să vedem cine a câștigat. Așa că vom vedea cine a câștigat challenge-ul când vom ajunge acasă. Stați un pic, nu e finalul. Mai avem de ajuns la outlet, nu așa a fost vorba. Încă un magazin, să mergem. Și pentru că vrem lucruri colorate, să ne luăm și de aici o minciuță, să vedem care ne pică. Până vine mami cu banii mărunți, a fost și am cumpărat portocale din ciocolată. Și ceva cu mentă, a pus mami. Punctul merge la noi, pentru că ciocolata este neagră. Nu, ambalajul este colorat. Nu contează, ciocolata este neagră. Uite ce scrieți în comentarii, unde merge punctul. Ciocolata nu e neagră, este maro. La noi. Ca să fie corect, mie două, ție două. Și pe acestea sunt pentru mami. Oricum voi aveți puține. Vom vedea asta când vom ajunge acasă și vom număra produsele. Avem mărunt să luăm bilute. Merge să luăm bilute. Unul bril, unul eu, unul bril, unul. Ăla da? Învârte. Voi sunteți în echipa colorată și luați lucruri colorate. Ce vă faceți dacă vă pică alb-negru? Vă dăm vouă. Și imediat ajungem la outlet. Seamănă cu Pandorful. Am ajuns în Dita mai complexul de magazine de firmă. Abia aștept să merg în toate. Tommy Hilfiger, Levi's, Puma, Adidas, am zis mai multe. Retro, facem jeans. Hai să vedem cu care începem. Căutăm reduceri. Eu aș vrea la Guess. Și eu la Guess. Intrăm la Guess, magazin de copii. Acesta e colorat și nu mi-l pot lua, deși îmi place atât de mult, dar am opțiune albe. Probabil sunt și negre. Mie mi se pare scump. Vouă, nu? 25.000 de forint pe un plover. Colorate, eu vreau un plover din acesta. Vezi cât costă, Teo. De vista mea. Mami, uite câte albe și negre sunt aici. Și gri, green peas. Foarte drăguț. Și gri deschis. Și alb gri. Și tot așa. Îndoiam această rochie plover. E alb cu negru. Plovării de 2 ani?
foarte drăguț. Doar că e cu negru. Dar are și roz. Deci îl luăm. Eu tot calculez. O maletuță pentru bebeluș e 8500 de forinți, ceea ce înseamnă 100 de lei. 2 ani! De codin ăsta. Wow! Ce drăguț e! E mic, Bri. Și rochițe din astea cum îți dorește Teo. Eu niciodată n-am văzut un magazin de ghesă așa mare. E foarte fericită, Teo. Sigur va pleca cu ceva de aici. Asta. Și mai vreau. Ce mai vrei, iubire? Dar mai e albă, nu ți-o poți lua decât dacă obținem noi puncte pe ea. Tam, tam, taram, tam. Da, da, vă dau vouă. Să aveți puncte. După eu, iau eu înapoi. Dar nu e bine, Teo. Cum procedăm? Începeți și voi să aplicați strategia noastră? Da, da. Mama. Mara, uite ce am găsit pentru tine. E practic colorată. E colorată. Materialul nu e cine știe ce. E ca la Ateme. E sintetică. Nu-mi place. Wow, e roz și se potrivește. Ținută fiecare de la acest magazin. O ținută înseamnă completă. Da. Tricou, anorac și pantaloni. Și geacă dacă e. Wow, e atât de colorată și de frumoasă și m-am temut că e prea scumpă. Dar ce credeți? 8999 de forinți înseamnă 109 lei. Deci o geacă 100 de lei și e ghes. E frumoasă. Și o ia Bri și la Gabriane. Uite, mama. Dar bluza ta, ia să vedem, Teo, rochia ta cât e. Dau 100 de lei pe geacă și dau 100 de lei și pe tricou? Ce crezi tu? Geaca în mod normal costă 100 de lei. Mara. Dar asta nu are preț. E neprețuită sau e gratis? Oh, e gratis. Ai vrea tu? Briana voia un tricou mai scump decât geaca. Și l-am găsit pe acesta, are și multe culori, mă rog, pe fundal alb, și mai ieftin, 6.000 de forinți. Am dat pe intrare la zoo, 6.700 de forinți. Mama, e bine! Yeah. Și mă, de ce nu am avut eu? Mi-am găsit un tricou redus, pe jur de 100 de lei. Eu zic că e ok. Și îmi place și materialul, și culoarea, și culoarea ta. În zona aceasta, aproape toate sunt reduse. Toate sunt reduse. Caut alb și negru. Da, chiar că toate sunt reduse. Ce fain e și acesta verde. Doar dacă vrei la Teo. Dar nu mărimea asta. El e prea mare. Hei, ce ascult! O haină! Haină! Am găsit niște blugi. Altă culoare decât albaștri. Sunt 25-27, nu știu ce înseamnă. Ca mărime. Până la urmă am găsit alt tricou. Același preț și îmi place mai mult. Be kind, stay honest, smile often. Eu mi-am adunat toată ținuta. Și eu mi-am luat blugi așa, fain, la reducere. Și rochița, care nu e la reducere, dar și-a dorit-o mult prea mult. Am găsit și pentru Ari și el, luăm noi. De 2 ani, tricou și pantalonași, destul de grosuți. Nu sunt blugi, sunt comuzi, poate să-i poarte. Da, mama și Hana, da. Uite, pentru tine. 100 și ceva de lei. Sunt îmbrăcată. Plovăraș roz, geacă roz, blugi albastri. Și Adidas roz, pe care i-am avut. Și tricoul este alb. Dar nu mai zicem la nimeni, are culori. Până la urmă, am luat și pentru mami. Chiar dacă nu au fost negri, le vom penaliza. Punctele vor ajunge la noi. Mari șanse sunt să câștigăm. Tati, mi-a plăcut atât de mult un training negru din Catifea. Ia privește. Pantalonii sunt așa, iar hanoracul e așa. Și bluza cu mânecă lungă e așa. Așa că ce fac? Îmi iau negre sau îmi iau colorate? Dacă ți le iei negre, asta înseamnă că iei un punct. Dacă nu, punctul merge la noi. Da, dar cele negre nu sunt la reducere. Dar e bună, e argintie. Deci gri. Adică gri. Putem să o luăm? N-o mai luăm. N-o mai luăm? Nu. E foarte scumpă. Roz, iau portofel. Și gata. De la acest magazin am luat și pentru tati. Și gata, de aici mergem acasă. Iar acasă sper să mă pot îmbrăca cu hainele colorate pe care voi mi le-ați luat. Abia așteptăm. Colorată am ajuns acasă. Iar noi alb-negru. Desfă-ți repede! Să ai ținuta completă! Imediat! Deși șlap la training, nu prea merg. Ariana e și ea alb-negru! Buia! Buia înseamnă super în limba Arianei! Sunt și eu colorată! Da, da, colorată! Ce se vede aici? Un tricou alb! Colorat! E alb! Colorat! Stai, că nu e ok.
Dacă aș sta să te analizez, sigur aș găsi și ceva de altă culoare decât alb și negru. Hai să vedem. Uite, portocaliu. Pe bune, petele nu se pun. Tricoul Brianei e alb complet. Are doar niște paiete colorate. Să nu mai zicem de părul tău. E blond. Să nu mai zicem de ochii tăi. Verzi. Da, eu mă iau de ochii voștri negri, că nu sunt colorați. Sunt căprui, mami. Fură inima oricui. Să punem și ce e înăuntru. Așa. Teo vrea să spună mami că e momentul să ne numărăm cumpărăturile. Da.